Triblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știți, de când n-am mai vorbit de coronavirus, de asta vară, de când ne miram că sunt 600 de cazuri pe zi și mi se părea că e mult. De atunci viața ne-a luat la rost, boala ne-a luat la rost. Avem probleme economice, am avut alegeri, avem scandalul aproape obișnuit și am scăpat din vedere că avem un inamic invizibil care de fapt este sursa mai multor rele în perioada asta. Am deschis chiar acum aici lângă mine pe graphs.ro, un site pe care vi-l recomand, un tabel care arată cum a evoluat îmbolnăvirea în România de-a lungul ultimelor luni, de fapt de când a început, din martie, și cu excepția zilelor de la începutul lui mai, așa când am avut o scădere. E, de atunci, boala asta tot merge în sus, în sus, în sus. E ca o cocoașă care nu se termină astăzi, da? Nu a scăzut o singură dată, începând din data de 13 iunie, adică așa merge în sus sinusoida aia. Și asta e dovada a două lucruri, dacă stau să mă gândesc bine. Odată că sistemele de precauție sau restricțiile instalate de stat nu sunt funcționale, nu fac față, da? Și nici inițiativele de educație. Și al doilea lucru este că o mare parte dintre noi, sau hai să zic o parte dintre noi, nu respectă normele de siguranță, adică nu-i protejează pe cei care se pot îmbolnăvi. De fapt, asta e problema mea. Nu e de ajuns să port doar eu mască, asta vreau să spun. Trebuie să poarte și cei de lângă mine. La fel trebuie să se spele pe mâini, să nu intre inutil în aglomerație, pentru că astfel boala o să-i lovească pe cei vulnerabili și care nu se pot apăra. Despre asta e vorba. Iar de aici o să apară o serie de probleme economice și sociale. Uite, am auzit de protestele pensionarilor. Păi dacă nu era coronavirusul, poate se măreau și pensiile cu 40%. Așa, din cauza de coronavirus, trebuie să dăm bani să susținem și întreprinderi private, trebuie să dăm bani și la școala online și așa mai departe, da? Cum stăm acum? Nu stăm bine deloc. Azi au fost 2086 de îmbolnăviri, ieri au fost 2158, am trecut pe un platou cu 2000, e tot în urcare, e cel mai mare număr de la începerea epidemiei. S-a trecut la 550 de pacienți la terapie intensivă. În orașe ca București sau Ploiești nu mai e loc la terapie intensivă, pacienții trebuie mutați în țară. Acum avem resurse medicale, omenirea s-a organizat, adică poate avem, știu eu, halate, ventilatoare și așa mai departe, dar oameni cam tot atâți avem, adică aceiași medici pe care de 7-8 luni de zile îi tragem în chestiunea asta, îi întindem precum guma de mestecat. Credeți că o să reziste mult? Da? Și dacă mă întrebați, eu cred că la noi nici n-a început valul 2, pentru că nu văd cum ar putea să fie acesta valul 2 la noi, pentru că, v-am spus, nu prea există scădere. Alexandru Rafila spune că un motiv pentru noile creșteri ar fi începutul școlii, adică se împlinesc 2 săptămâni de când avem această interacțiune cu copiii, de altfel numărul școlilor în scenariul roșu e pe undeva pe la 600, dar școlile în care sunt îmbolnăviri sunt vreo 139, 140, restul sunt în scenariul roșu din cauza că în zona respectivă sunt multe îmbolnăviri, da? În acest moment, rata de infectare calculată de site-ul acesta graphs.ro, pe care eu îl folosesc, este de 1,05, adică un singur om infectează mai multe persoane, unii dintre ei, da? Și, în orice caz, sau în boala crește cu o viteză pe care nu o putem stăpâni. Bine, România e și într-o perioadă de alegeri, să spunem și treaba asta, da? Și deciziile se iau un pic mai greu. Să vă dau un exemplu. Ministrul de Finanțe, domnul Câțu, spune că niciodată, a zis el la microfonul ăsta, nu va mai fi aplicată o măsură de genul carantinei. Dar dacă îl întreb pe ministrul Tătaru, el zice, domnule, hai să ne mai gândim, pentru că ei gândesc pe planuri diferite. Domnul Tătaru vrea să oprească lanțul, știu eu, erupție ăstea, în timp ce domnul Câțu are treabă cu economia, firesc. Și aici dezbaterea o să o soluționați voi, pentru că, până la urmă, noi o să comunicăm din societatea acestor actori cât de important este să rupem lanțul sau să mergem economic, nu? Că despre asta-i vedem, despre asta-i vorba. Președintele Iohannis admite că e posibil să asistăm la niște restricții locale sau regionale, adică să alegem o cale de mijloc. Dar asta va stârni nemulțumiri chiar și acolo. Deja autoritățile din unele județe au închis niște restaurante, le-au limitat programul, știți voi.
Da, și s-a lăsat cu scandal. În Europa, mai multe state intrate în valul 2 iau și ele măsuri. Da? E adevărat că Spania are din nou 11.000 de cazuri pe zi. Și atunci mă adresez vouă. Vă dau numărul de telefon acum, e 0372069599. Întrebările mele sună în felul următor. Cum trebuie să procedeze statul român ca să limiteze boala? Sunteți de acord cu carantinarea punctuală a anumitor localități, cartiere, zone? Ați susține înăsprirea măsurilor de protecție pentru populație? Și de ce credeți voi că România nu e în stare să domolească mai deloc boala asta? Să-i dăm drumul. Începem cu Radu. Bine ai venit la România în direct, Radu. Cum ar trebui să procedăm? Bună ziua! Am o mică istorie de 20 de secunde înainte de a răspunde la întrebările postului de radio. Eu sunt, să zic așa, unul dintre primii 100 de pacienți COVID din Constanța. Și mi-a ajutat Dumnezeu și am reușit să ies din spital pe picioare, sănătos, și mulțumesc medicilor care m-au tratat, le sunt recunoscător pe viață, să zic așa. Ei, prin coincidență, acești medici sunt apropiați ai familiei mele și am încercat, după 4-5 luni de restricții, am încercat să generez o întâlnire exact înainte de această pandemie. Și acest lucru n-a fost posibil, întrucât prietenii mei, doctorii, acești oameni fără concedii, fără niciun fel de pauză în activitatea lor, au refuzat politicos întâlnirea până în primăvară. De ce? Stau și mă gândesc dacă eu, care astăzi desfășor activitate profesională, fizică, pe toate planurile, la nivel optim, nu știu, pot fi purtător, pot să merg către o recădere în boală, pot fi un factor care să fiu o amenințare către cei din jurul meu. Astea sunt întrebări la care n-am răspuns astăzi și dar asta mă macină, să fiu sincer. Asta ți-au spus prietenii tăi? Adică, domnule, mai... Da. Ei, acum, revenind la întrebările care le-am auzit la Europa FM, cred că a reveni... reformulez. Cred că autoritățile în ansamblul lor ne sugerează că starea de alertă ar fi un lucru bun pentru viitorul mediu al României, ceea ce cred eu că e un lucru grav, un lucru trist pentru noi. Pe de o parte că populația nu mai poate să mai suporte o asemenea presiune și pe de altă parte nici economia nu mai poate să ducă o asemenea efort major. Cumva trebuie să procedăm, adică boala asta se răspândește, ne uităm pe grafice, nu-i deșagă, se întâmplă ceva rău și... De acord, dar ca și propunere, nu știu, sugestie, că nu suntem în măsură să luăm decizii. Cred eu că între a ne lăuda că am trecut, că am amendat nu știu câte mii de oameni că n-au respectat legislația în vigoare pe perioada alertei, este un punct de vedere, dar a face prevenție cu aceiași oameni pe aceeași temă ar fi alt punct de vedere. Adică cum e mai preferabil... Cum ai proceda să faci? Cred că e preferabil ca aceiași actori executanți ai statului român să depună eforturi pentru a limita concentrările de persoane, fie că vorbim de un stadion, un teren de tenis, un teatru, o cafenea sau un mall. Păi singurele adunări pe care le avem sunt prin restaurante și cafenele, că stadioane nu, teatrele de-abia acum încep, dar cu un număr limitat de persoane acolo, deci rămân... Nu știu dacă cineva s-a gândit la oamenii ăștia cu ce își asigură ei pâinea aceea de toate zilele. Păi înțeleg că guvernul le-a dat niște bani de-a lungul... Doamne ajută, așa să fie, așa să fie. Da. Dar cred că partea de prevenție ar fi mai productivă decât partea de coerciție. Legislativă sau aplicată. Spune-mi un ultim lucru. Ai fost bolnav. Cât de rău ți-a fost? Pe o scală de la 1 la 10, undeva la nota 7.
Asta ce înseamnă? Febră, dureri, respirație? Nu, niciun simptom clasic, numai probleme respiratorii, să zic așa, constatate în spital. Ți-au pus mască? Nu. Deci ai scăpat de unul singur. Asta e, asta e bine. Ce îi spune astăzi necredincioșilor de COVID, dacă pot să mă exprim așa? Eu m-am îmbolnăvit de COVID-ul ăsta pentru că mi-a fost frică că mă îmbolnăvesc de el. Adică provocările sociale cotidiene au fost baza fricii ce mă voi face eu când nu le voi mai putea face pe acestea, nu le voi mai putea duce mai departe pe acestea. Aici intrând toate obligațiile familiale. Am înțeles. Care trebuie să ai grijă la ce faci în restul timpului, ca să zic așa. Îți mulțumesc tare mult. Radu a fost. Radu a sunat de la Constanța, pacient de COVID, a scăpat bine și spune că educația ar fi rezolvarea acestei situații. Îmi spunea cineva dintr-o agenție de publicitate la un moment dat că dacă ar fi să fac o campanie de comunicare, nu ar face o campanie de comunicare așa cum e acum, cu fețe necunoscute, ci ar lua oamenii importanți și credibili din fiecare zonă. Știți voi, profesorul ăla în care aveți încredere, poate și un politician în care aveți încredere, poate un doctor, doctorul vostru de acolo în care aveți cea mai mare încredere, să le povestească oamenilor cum trebuie să se protejeze de boala asta. România în direct, 0372069599, ce ar trebui să facă statul român? Asta e o întrebare și pentru Alexandru. Bine ai venit! Bună ziua! Te ascult! În niciun caz lockdown total. Deci în niciun caz lockdown total. Lucrez în vânzări și lockdown total din primăvară se simte. Nu s-a simțit imediat atunci, însă acum se simte. Se simte foarte, e foarte acut. Da, dar nu numai din cauza aia, ci pentru că e o criză economică, una care avansează de-a lungul întregii lumi și să știi că lumea mai ține banii la teșcherea de frică. Nu. Cât a fost atunci toată starea de urgență și toată lumea a fost închisă, toată lumea s-a apucat să facă câte ceva. Au stat acasă, s-au apucat să zugrăvească, s-au apucat să-și facă un gard, să-și toarne beton, să facă... Și nu, banii s-au dus. Banii din piață nu mai sunt. Într-adevăr, trebuie fiecare localitate evaluată, sau fiecare parte dintr-o localitate, fiecare stradă, dacă trebuie închisă sau nu. Dar este absurd să închizi o localitate dacă nu are, cel puțin, nu știu, dacă nu are niciun caz. Cum au fost în primăvară cazuri. Da, e posibil. Oamenii stăteau în case și nu aveau voie să iasă. Dar vezi că avea un sens, adică după ce au ieșit din case, boala asta a început să se transmită. Ce a încercat statul român atunci au fost două lucruri. Unul dintre ele să o întrerupă transmisia bolii și doi la mână să aibă timp să-și facă rezerve pentru diverse lucruri. Medicamente, măști, halate și așa mai departe. Da, să mai tragă puțin de timp. Între timp toate, nu știu, se mai învață ceva nou despre acest virus și cum poate fi stăpânit. S-a întâmplat atunci. Dar nu sunt de acord cu închiderea totală. Cu închiderea locală, parțială, da. Într-adevăr, trebuie. Pentru că sunt... E o diferență cu purtatul măști. Dacă în mediul rural, în mediul urban, într-adevăr, se poartă. Sunt... Mergi la hipermarket, la supermarket, toată lumea poartă. Și te obligă vânzătoarea sau paznicul de acolo să porți. În schimb, în mediul rural, nimeni nu poartă. Și se uită ciudat la tine dacă intri într-un magazin cu mască pe... Mi s-a întâmplat și mie. Și atunci tu ce le spui? Că sunt inconștienți. Chiar așa le spui? Adică nu e așa, da, un pic de rușine? Nu. Zici, nu? Și ei cum reacționează? Puțin, nu știu. Glumesc. Ei sunt glumi, da. Ei nu sunt jenați deloc. Ei, mă fac pe mine să mă simt jenat că port eu masca. Am înțeles. Da. Tu cum te protejezi? Ai luat vreun fel de măsuri care să te ajute mai mult decât altă dată? Eu întotdeauna am fost o persoană mai distanțată și la coadă și oriunde stăteam la 2 metri. Adică niciodată nu am fost o persoană care să vorbească în față la 20 centimetri cum sunt alte persoane. Întotdeauna am fost mai distanțat, întotdeauna... Și dacă țin minte, acum vreo 2-3 ani de zile, pentru că am umblat acum 2-3 ani de zile prin spitale, a fost tot la fel, o situație cu o gripă. Și atunci a fost la fel, tot la fel, cu măști... Nu sunt obișnuit de atunci, cu masca, cu... Stai că vine și gripa, imediat, da? Imediat ajunge și gripa. Mulțumesc, Alexandru. România în direct, e rândul lui Cristi să ne spună ce măsuri ar lua el și ce primează în toată povestea asta. Salut, Cristi!
Salut, Cătălin. Măsurile sunt destul de dificil de luat în România, în condițiile în care am avut câteva măsuri, amenzi luate pe perioada stării de alertă, iar Curtea Constituțională le-a anulat pe toate. Le-a desființat, a zis la noi, amendatul este o stare foarte rea. N-ai cum să amendezi cetățeanul, pentru că el e cetățean liber, da. Da, să-ți spun o întâmplare numai departe de duminică la vot, unde trebuiau 11.000 de măsuri să fie respectate. Mă duc în secția de votare. La intrare mi se ia temperatura. Ajung în secția de votare unde vreau să bag buletinul în acel suport de tabletă. Normal că operatorul de tabletă nu mă lasă, ia buletinul, el îl bagă în suportul de tabletă. Păi regula era să faci tu asta. Nu, mi l-a luat din mână, că asta am încercat să fac. Da, mi-a luat buletinul, l-a băgat în suportul de tabletă. După care mă trimite cu buletinul la colega, oricum, în acea secție de votare, în Craiova vorbesc, nu exista distanțare între membrii din comisia, din secția de votare. Erau la mai puțin de un metru, unul de celălalt. Mă duc la colega, la fel, îi arăt buletinul să treacă datele la acel tabel. Din nou, ia buletinul în mână, îl dă colegii din spate și colega din spate îl dă înapoi, îmi dă buletinele, votez. Cu ștampila la fel, nu s-a ținut că să nu ne atingem, n-au avut nicio treabă, după care la ieșirea din secția de votare, dezinfectant. A, nu mai avem, că s-a terminat. La ce oră era asta? Era ora undeva 13, între 13 și 14. Da, ce tare. Adică, și n-a mai pus nimeni acolo, nu s-a mai organizat. Nu a mai pus nimeni, a intrat soția după mine, că eram o mașină și aveam copilul și n-aveam voie teoretic cu minor după noi. A intrat soția după mine, aceeași poveste, adică nimeni și nu... Și nu le-ați atras atenția? Bă, da, auzi că nu mai au. S-au nu, terminat la toată procedura asta greșită, nu ți-ai exprimat nemulțumirea, să le spui, prieteni, aici nu aveți voie să atingeți buletinul, pun eu acolo, că așa a scris legea acum, că pui tu buletinul, după care lași buletinul pe masă, ei să uită și așa mai departe, s-au stabilit niște reguli de astea de epidemie. Ce au zis oamenii? Exact ceea ce a spus și colegul mai înaintea mea, oamenii se uită ciudat când le spui de coronavirus, adică nu cred așa ceva. Nu mai vorbim de partea de rural, la fel lucrez în distribuție, partea de rural nu există mască, adică nimeni nu poartă mască în magazine, nu există mască. În mediul rural nu există mască. Chiar dacă și poliția îi vede, nu le face nimeni, știu că dacă dau oameni, dă rămâne la primărie, că nu plătește nimeni. Adică nu avem educația necesară și nici măsurile în care să îi educăm pe acești oameni să poartă o mască sau să respecte niște reguli minime de igienă. Îi văd pe anumite persoane care poartă o mască câte 10 zile, poate e neagră, nu mai albastră sau albă. Da. Nu înțeleg lucrurile. Îți dau întru totul dreptate aici și am să-ți întregesc povestirea cu una văzută de mine la secția de votare, acolo unde cetățean, membru al comisiei de votare, dom'le, nu purta mască. Era unul din 10, ceilalți purtau toți. Nu știu dacă i-a atras cineva atenția, dar cert e că el cu scobitoare în gură stătea și era foarte relaxat în sala de votare. I-am atras atenția că trebuie să poarte mască, că îi fac reclamație, ceea ce i-am și făcut la polițiștii care erau acolo și mă gândeam de ce atâta lipsă de respect față de restul colegilor din secția de votare. Dar mai mult de atât, de ce ceilalți n-au avut puterea să impună acest lucru? Să-i spună, Ionică, te rog frumos, pune-ți masca. Aici e o lege, aici suntem colegi, aici trebuie să ne respecti. Câte astfel de cazuri sunt? L-am fotografiat pe omul respectiv. Știți că mi-a scris după asta, l-am pus la un moment dat pe Facebook, mi-a scris și a zis, domnule, n-aveați voie să fotografiați în secția de votare. Serios? N-aveam voie să fotografiez o încălcare a legii? Deci despre asta e vorba. E câte un cetățean cu tupeu care vine împotriva tuturor și zice, stați, domnule, păi cum? Este exact pe principiul ăla, știi? Hoțul strigă hoții. România în direct, experiențele voastre le ascult, dar vreau și soluții, pentru că suntem într-o situație complicată. Sporește boala asta și noi trebuie să-i facem față cumva. Da, și trebuie să facem mai mult decât să ne plângem în momentul ăsta. Este rândul Cristianei, da? Bună ziua! Salut, Cristiana! Bine ai venit la România în direct! Bine v-am găsit!
De la Timișoara vă sun, sunt medic, totul meu la fel. Eu nu am lucrat la COVID, el da. Suntem șocați de lipsa de înțelegere, de inteligență și de educație a populației. Într-o mare măsură, lumea nu crede că există COVID, să ți se pună întrebări de genul, da, chiar există, să ți se aducă acuze, voi îmbolnăviți pacienții, voi faceți să aibă COVID, mi se pare, nu știu, ori prostie, ori habar n-am, dincolo de orice capacitate de a înțelege. Din punctul meu de vedere, ar trebui introdusă obligativitatea purtării măștii peste tot, inclusiv pe stradă, iar acolo unde nu se respectă regulile, ar trebui amenzi drastice. Adică drastice, în sensul că poate cuantumul amenzilor din martie a fost foarte mare sau a fost șocante mare și din cauza asta a fost contestat, dar ar trebui amenzi. Și dacă e și astăzi, și mâine, și poimine o amendă de 500 de lei, sunt convinsă că poate a cincea zi te vei gândi dacă îți pui masca sub nas sau dacă o porți corect. Știi că nu toată lumea are posibilitatea să-și pună măști la nesfârșit. De acord. Dar știu cazuri, adică acolo unde nu se pot pune măști, există acele măști de bumbac refolosibile care se pot spăla. Masca nu mă apără pe mine. Masca îl va apăra pe interlocutorul meu în cazul în care eu sunt purtător asimptomatic. Am o dovadă de respect. Față așa, de cei din jur. Te miră, stai puțin, că în România respectul e o chestiune foarte complicată. Da, și ține de educație și de spirit civic, chestii care ne lipsesc cu desăvârșire. Nu ne putem compara cu Suedia, care avea un grad de alfabetizare de 70% în secolul XVIII. Și da. Noi, adică, comparăm mere cu pele. Spune-mi, Cristiana, pentru că ești medic, când vine un cetățean și îți spune, domnule, nu cred în COVID sau chiar există, cum ai spus tu, cum îi explici, ce-i faci, ce-i spui? Încerc să-i traduc în termeni laici ceea ce știm noi despre acest virus și știm puțin, dar vorbesc cu peretele. Întrebarea în finală este, ai văzut tu pe cineva murind sau ai văzut tu pe cineva bolnav de COVID? Deci, cine nu crede, pot să-i explic până mâine, că tot nu va crede. Dar deja suntem în situația... concrete din familie. Adică, băi, suntem doctori, la spital lucrăm, cum pot să contești o chestie pe care o văd zi de zi? Serios, ți-a zis cineva din familie? Adică nu te cred? Da. Da? Da. Incredibil. Da. Trebuie să-mi povestești asta. N-are importanță ce fel de rudă ești. Și ce i-ai spus? Am tăcut. Într-un final am tăcut. Și am schimbat subiectul. Pentru că e muncă care nu duce la nimic. E un efort depus de mine. Eu mă enervez pe moment. Mă mai enervez așa vreo jumătate de zi după și rezultatul e tot zero. Eu nu cred în COVID. Și persoana respectivă nu se protejează niciun fel? Adică... Nu, nu. Nu e adevărat. Voi, adică noi. Noi inventăm teste, noi scoatem pacienți pozitivi, noi sugerăm că unii ar muri de COVID când de fapt au cu totul altceva. Deci niște idei care s-au perpetuat și s-au rostogolit în spațiu public. A, da, și ai încă un aspect. Statul a permis, datorită libertății de exprimare a unora, să se vehiculeze niște idei aberante. Sunt convinsă că toată lumea a auzit de chestii de gen, spitalul primește bani dacă are decedat de COVID, familia primește bani. De la cine? De la Bill Gates? De la Oculta Mondială? Să fim serioase, sunt niște povești alucinante de, nu știu, de telenovelă de proastă calitate care circulă și astea s-au rostogolit și prind, din păcate, la o mare parte din populație. Și atunci vină tu și luptă-te cu oameni care cred astfel de aberații. Dar tu, cum faci, uite, ca să înțeleagă toată lumea, tu ești medic, te protejezi în plus, faci ceva anume ca să nu iei boala, cum procedezi tu? Mai ales că La spital folosim echipamentul pe care îl avem. Pentru pacienți suspecți, pentru pacienți negativi este un alt fel de echipament și pentru cei care lucrează la COVID, știți, acele combinezoane albe. Folosesc acel echipament, mă spăl pe mâini, eu și colegii mei, nu sunt un caz singular. De câte ori este nevoie, am evitat pe cât se poate a ne întâlni cu prieteni, cu cunoscuți. Dacă chiar ne-am întâlnit, ne-am întâlnit în parc, purtăm mască tot timpul. Merge unul singur dintre noi la cumpărături pe părinți și noi am lăsat pe cât se poate să folosească transportul în comun.
cam atât. Câteva lucruri pe care putem să le facem fiecare dintre noi. Îți mulțumesc pentru convorbirea asta, Cristiana. Spor la treabă și aveți grijă de voi acolo, amândoi medici. Puținii medici pe care îi avem în România. Știți ce-mi face mie impresia în toată povestea asta în România? Că mi se pare că suntem o societate nepăsătoare, oameni buni. Mie mi se pare că am hotărât foarte mulți dintre noi în momentul ăsta că e ceva așa, o bătălie a supraviețuirii, în sensul că, dom'le, eu rezist, sunt bine, sunt sănătos, nu prea-mi pasă ăsta dacă e mai bolnav, mai bătrân, sigur a avut ghinion și asta e. Ori societățile nu funcționează așa. Sau ăsta a fost efortul nostru în ultimii zeci de ani. Să construim niște societăți în care toată lumea să aibă șanse egale. Aici nu numai legea mușchiului și a celei mai bune fibre trebuie să funcționeze, pentru că atunci nu e nicio deosebire între noi și, știu eu, alte regnuri, da? Pentru că dacă cel mai puternic supraviețuiește fără să-i acorde îngrijire celui slab, asta ne decade din calitatea noastră de oameni. Iar noi, ca societate, asta am făcut în ultimii ani. Da? Am încercat să-i protejăm în măsura în care s-a putut și am căutat mecanisme care să le asigure tuturor posibilitatea să trăiască. Ori astăzi, confruntați cu această boală, mare parte din societate renunță. Și ce ai, domnule? Păi ce-i problema mea dacă s-a îmbolnăvit ăla? El s-a îmbolnăvit, nu m-am îmbolnăvit eu, nu? E aceeași atitudine pe care o avem și pe șosele, și pe stradă. E rândul lui Cătălin să vorbească la România în direct. Cătălin, ce facem? Cum mergem mai departe? Ce măsuri vom lua? Vă salut cu respect. Domnul Moise, să mă prezint în 2-3 secunde așa. Să vă explic modul meu de... Mie îmi zice Cătălin Striblea, dacă... Dacă, da. Aole, scuze. Domnul Cătălin, sunt genul de persoană, da, care îi place să respecte oamenii de lângă el, care îi place să respecte legile acestei țări, indiferent dacă sunt bune sau rele. Consider că eu, ca individ, dacă nu am putut influența prin votul meu, prin comportamentul meu, o lege, da, bună, rea, eu sunt dator să o respect. Plecăm discuția de aici. Da? Am o întrebare. Cum pot eu să cred că guvernul acestei țări ia deciziile cele mai corecte atâta timp cât 30 de ani, da, de la Revoluție încoace, consider că efectiv și-au bătut joc de noi și de această țară? Da. Nu am încredere în deciziile lor. Sim. Nu contest nicio secundă existența virusului, Doamne ferește. Da? Virusul acesta există. Ce contest eu la câtă pregătire am, lucrez în domeniul vânzărilor, deci pregătirea mea pe parte medicală tind de către zero, sau dacă nu este chiar zero, contest virulența acestui virus. Dar cum o contești? Pe baza a ce? Adică cum ți-ai făcut Am un exemplu minor. La mine, la birou, da? Așa. Doi dintre colegii mei au fost testați pozitiv. Da? Uh-huh. Ei erau în birou cu alte două persoane, da? Stând la același birou, la aceeași masă, fără niciun fel de distanțare socială. Doi din trei s-au îmbolnăvit, doi nu. Da, e posibil, cei am auzit au și eu numeroase cazuri. Dar nu mai înțeleg, adică nu sunt nici contra, dar am niște semne de întrebare. Crezi că funcționăm fiecare dintre noi la fel? Este exact ceea ce povesteam mai devreme. Eu am un exemplu în care o familie într-o mașină s-au îmbolnăvit amândoi adulții de la copilul bolnav și s-au îmbolnăvit amândoi în aceeași măsură. E adevărat că au trecut mai ușor de boală fiind oameni tineri, undeva între 30 și 35 de ani. Am înțeles. Dar am voie să cred că cei care ne conduc beneficiază într-un fel sau altul de acest virus? Și aici mă refer la o parte materială. Cum? Aș vrea să știu și eu cine beneficiază, ce firme sunt în spate, cei care efectiv încasează partea de măști, partea de teste. Sunt niște milioane de euro care se învârt acolo. Da, acolo s-au făcut niște achiziții. La oamenii care vând măștile respective, dacă vrei să vorbim de chestiunea achizițiilor. Aș vrea să știu și eu cine sunt ăștia. Păi, uite că sunt pline gazetele de tot felul de achiziții care au fost dubioase, dar nu cred că toate achizițiile sunt dubioase, adică nu poți merge la nesfârșit cu ideea că, domnule, cine vinde măști se fură. E plin Bucureștiul, e plin fiecare oraș, toate magazinele sunt pline de măști.
Adică nu e vorba numai de banii ca, pe care statul îi dă. E vorba și de banii pe care îi dă și tu. Adică trebuie, acolo unde avem dubii, trebuie să știm că avem și instituții pe care să le încurajăm să lucreze. Da, iată cum e cazul DNA-ului. Da, se pot face achiziții aiurea, dar de ce să crezi că se înșenează o boală la nivel planetar ca să nu-i prea mare conspirația, ca să zic așa? Nu la nivel planetar, mă refer strict la tărișoara noastră. Crezi că guvernul Spaniei are vreo plăcere să comunice zilnic că sunt 11.000 de cazuri doar ca să fure niște bani? Da, e grea discuția. Nu știu, aș întinde să cred că totuși sistemul pe care l-a aplicat Suedia ar fi mai... Da, e un sistem care a funcționat la ei, dar... Să fiu sincer până la capăt, cred în treaba asta, dar nu știu cum aș reacționa în condițiile în care cineva din familie sau apropiat s-ar îmbolnăvi. Dar ce faci ca să nu te... Ce faci ca să nu te îmbolnăvești? Eu, sincer, nu am făcut nimic în mod special. Decât respect, porți mască, port mască, dar nu fac nimic altceva în mod deosebit. Ai redus? M-am întâlnit cu prietenii vara asta, nu am redus nimic. Îmi plac oamenii, iubesc oamenii, nu pot să stau fără oameni lângă mine. Mi este foarte greu, am rude care evită să ne întâlnim, mi este foarte greu fără ei. Accept decizia lor, o înțeleg, îi respect, dar mi este greu fără oameni lângă mine. Am înțeles. Îți mulțumesc. Interesantă discuție, pentru că, da, deficitul de încredere, mai ales în această țară, e major. E greu să-i crezi pe unii oameni care, ani de zile, au dovezi clare că au mințit. Dar, întrebarea pe care trebuie să vă puneți este, domnule, de ce ar face așa ceva în momentul acesta? Adică, bun, e o furăciune, cum zice ascultătorul nostru mai devreme. Dar credeți că se organizează chiar numai să fure? Credeți că e o plăcere pentru Orban să cheltuiască milioane de euro într-o zonă care nu îi aduce niciun câștig politic? Și de ce procedează cu toții la fel? Și mai e ceva, ți-ai asuma riscul așa numai din cauza că n-ai încredere în guvern? Ți-ai asuma riscul de a te îmbolnăvi? Este rândul lui Marius. Salut, Marius, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, Cătălin. Plecasem de la întrebarea dacă e necesar să năsprim măsurile zilele astea sau începând de acum pentru a mai curma din boala asta care tot crește. Din păcate, la noi în țară este absolut necesar, pentru că simțul civic este undeva spre zero din punctul meu de vedere. Sunt genul de om, cum spunea și un coleg mai înainte, sunt genul de om care respectă regulile. Îmi place să respect legea, pentru că așa funcționează o societate, da? Așa, ok. Nu sunt de acord cu cei care nu numai că nu respectă legea, dar efectiv o încalcă cu bună știință. Plecând de la, nu știu, de la o banală parcare și ajungând la siguranța, măsuri de siguranță. Bun, da? Și atunci ce-i face? Măsuri de siguranță pe care în spațiu public le avem doar limitate, adică poartă mască, nu te înghesui, așa este. Stai deoparte. Bun, și ce-i propune să facem acum? Pentru că e clar că multe locuri nu se respectă, adică să fim sănăși. Amenzi, în primul rând amenzi, dar amenzi care să nu fie anulate ulterior. Domnule... Pentru că, așa cum spuneai și tu, adineori, în momentul în care ție o amendă o dată, de două ori, de trei ori, nu-ți permiți la nesfârșit să iei amenzile. Nu neapărat să crească valoarea lor, pentru că mulți nu-și permit să le plătească și să creează alte probleme în alte părți. Dar 500 de lei, de exemplu, mi se pare rezonabil. Da, ție, dar de două ori, nu îi se pare doamnei Weber. Adică doamna Weber spune că n-a fost rezonabil ce s-a întâmplat acolo. Adică... Ce, din punctul meu de vedere, ce nu funcționează în țara asta pleacă de sus, nu de jos. Ok. De sus în jos. Deci tu ce ai făcut? Un acord politic între oamenii ăștia care să spună, prieteni, stați puțin că problema e mult mai mare decât voturile pe care putem să le luăm noi în momentul acesta. Nu jucați politic epidemia asta, adică nu vă dați mai cocoși decât sunteți, pentru că unii oameni nu aveți voi voturi. Bănuiesc că ăsta ar fi răspunsul. Întrebarea este, dincolo de amenzi, poți să mai faci ceva mai departe, Marius? Da. Organele statului, începând cu DSP-ul, să-și facă treaba.
Este imposibil să trimiți. Deci am avut în secție caz confirmat. În ce am secție? Testat pe banii mei. O prietena mea, o secție de croitorie din Piatra Neamț, mă rog. Okay. A avut o fată internată la spital, confirmată. Am testat pe banii noștri restul angajaților. Am anunțat DSP-ul, speriați. DSP-ul, să vă spun că a trimis salvarea după 5 zile. Da. DSP-ul ăsta a rămas o poveste. Este inadmisibil. A rămas o poveste ieșită din comun acest DSP, pentru că nu am reușit să-l facem să funcționeze în ultimile 7 luni de zile în foarte multe locuri. Enorm de multe plângeri. Eu înțeleg că sunt depășiți, dar asta arată ceva despre noi. Dom'le, nu am reușit să creăm mecanismul nici măcar pe măsură ce am văzut greșelile. Cătălin, s-au cheltuit sume colosale de bani cu din punctul meu de vedere, și te întreb și pe tine și pe restul, nu ar fi fost mai potrivit să angajezi personalul din DSP-uri, din spitale, asistenți, medici, cadre medicale? Vorbim de o perioadă de criză. Alegerile sunt mai importante decât siguranța populației? Asta e o întrebare pe care... Este frustrant să privești așa. Vrei să ne întrebăm la toamnă dacă facem sau nu alegeri parlamentare? O să le facem cu siguranță, indiferent de prețul plătit. Uite, poate îi propun domnului Petreanu să avem dezbaterea asta la avocatul diavolului. Democrația trebuie să-și găsească acele căi prin care să meargă mai departe. Mai ales că acum nu avem un cuantum în care să spunem, domnule, toate îmbolnăvirile astea suplimentare sunt de la alegeri. Nu cred că putem detecta așa. Dar dacă am fi respectat regulile sanitare la alegeri, să mai îmbolnăveau oameni? Nu aș trebui să-ți spun aici, ar fi, nu știu, m-aș hazarda să fac o afirmație într-o direcție sau alta. Cert este că într-o măsură mai mare sau mai mică și la alegeri. Și alegerile au contribuit la creșterea numărului de cazuri. Chiar și premierul spune astăzi, mulțumesc tare mult, Marius, chiar și premierul spune astăzi că, domnule, au fost ceva petreceri după evenimentele astea și astea o să contribuie la un număr sporit. Gabi e la România în direct. Salut, Gabi. Bună ziua. Ești o ea. Mă gândeam la un el. Ia. Gabriela, salut. No. Înăsprim măsurile? Da. Eu cred că da. De ce cred că da? Pentru că s-a demonstrat că trăim vreo 20 de ani în vechiul regim și vreo 30 în actualul regim. Părerea mea este că noi funcționăm noi ca și români, ca și nație. Nu neapărat toți, pentru că unii au și educație, dar pe total, în mare, funcționăm mai bine prin constrângere. Părerea mea. Am avut ocazia să fiu președintă într-o secție de votare și spre surprinderea unora, poate, cum a zis un interlocutor mai devreme, că nu s-au respectat măsuri, că i-a luat buletinul cu tare. Eu am văzut 4 secții, una în care am activat eu și încă 3, în care măsurile au fost foarte stricte, adică maniera se lua temperatura la intrarea în școală, se lua temperatura la intrarea în secție. Iar mă întrebau, păi ne-am mai luat odată jos, mai luăm odată. Se dezinfectau jos la intrare în școală, se dezinfectau în fața secției de votare la intrare. Nu se punea mâna pe buletine, pare se punea mâna... Pare că tu ești cazul izolat, ca să zic așa. Eu sunt convinsă că sunt multe, pentru că, din punctul meu de vedere, s-a făcut mai multă propagandă și mai multă instruire la acest scrutin pentru aceste măsuri de distanțare fizică și respectarea normelor de anti-COVID, decât de instruire privind campania. Bun, și atunci cum ai înăspri măsurile? Adică la ce te gândești? Măsurile, da, am vrut să-l contrazic. Nu să-l contrazic neapărat, să spun că ceea ce a trăit interlocutorul în secția de votare în care a fost dânsul a participat, nu este peste tot. Eu am văzut 4 secții și au fost cât se poate de draconice măsurile, chiar spre disperarea alegătorilor. Dar măsurile le-aș înăspri prin aceste amenzi, sancțiuni, să le zic așa, vorbesc un pic și din punct de vedere al unui angajator cu dintr-o firmă cu peste 100 de angajați, în care trebuie
situația face să lucreze cât de cât aproape și unul de celălalt. Și ai avut cazuri? Adică ai avut probleme? Am avut niște cazuri, ceva de maniera că noi am testat la PCR prin sondaj și au fost asimptomatici, adică au fost descoperiți, deși ei nu aveau nimic. Nu știu, nu pot să spun, nu sunt convinsă că testele alea au fost... Și cum e convins pe angajații tăi să respecte reguli minimale? Pur și simplu le-am creat toate condițiile, le-am dat măști dezinfectant, le-am creat distanțarea fizică la sala de mese și, desigur, prin niște decizii interne care îi obliga pentru siguranța lor și mai ales se lăsa cu sancțiuni dacă nu respectau. Aha. Pentru că mai mult de jumătate sunt din mediul rural și destul că vin pe transportul în comun și nu ne puteam permite ca un caz de COVID în firmă. Gabi, mulțumesc! Mulțumesc! Ce concluzie bună! Deci organizarea funcționează, stimați cetățeni, nu? Cam asta ar fi metoda, adică organizare plus sancțiuni. Mulțumesc pentru această concluzie. România în direct e gata aici. Vă doresc tuturor spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.